Dragoste cu năbădăi, soția unui jandarm a fugit cu amantul, care este polițist local. După 22 de ani de căsnicie, îndrăgostită până peste cap, femeia nu s-a mai gândit la cei doi copii pe care i-a lăsat acasă plângând și a plecat cu iubitul ei. Soțul înșelat jandarm în localitate a sunat la numărul de urgență 112 pentru a anunța dispariția femeii. Să nu-i spui lui taicătău că ai vorbit cu mine. Este ceva foarte serios între noi. Fii de partea mamei tale. Susține-o. Dacă îi spui lui taicătău că ai vorbit cu mine, o să-i faci rău, i-a spus polițistul local fetei amantei lui la telefon. Cei doi soți sunt căsătoriți de 22 de ani. Înainte acestui eveniment, jandarmul i-a întins o capcană polițistului local și a scris pe Facebook de pe un alt cont, dându-se drept soția sa și chemându-l la întâlnire. Manevra însă nu a dus la nimic. Povestea incredibilă de iubire a fost dezvăluită chiar pe contul de Facebook.